Bun găsit! Administrația publică funcționează pe baza unor principii importante, cum ar fi cel al eficienței, al transparenței și al asumării răspunderii. La nivelul județului Ialomița, autoritățile județene sunt cele care exercită cea mai importantă funcție de decizie, generează proiecte care trebuie să aducă dezvoltare economică, socială totodată, trebuie să mențină această legătură permanentă cu societatea civilă și totodată să valorifice potențialul local în vederea atragerii de investitori. Așa cum se obișnuiește, la fiecare final de an se realizează un bilanț al celor mai importante realizări, iar astăzi discutăm despre ce s-a întâmplat la nivelul județului Ialomița în anul 2015 cu domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița, domnul Ștefan Mușoiu. Domnul vicepreședinte, vorbim despre un an 2015 cu foarte multe proiecte, foarte multe realizări, de ce nu, proiecte începute, proiecte care sunt finalizate și care vor continua și în anii următori. Cum ați caracteriza pe scurt anul 2015 la nivelul administrației județene? Bună ziua dumneavoastră și celor care urmăresc postul de televiziune Antena Ialomițeană. Este un an, sau a fost un an destul de greu, pentru că am întâmpinat și multe piedici în calea obiectivelor pe care noi am dorit să le realizăm. Este și un an cu multe realizări în domeniul investițional, lucru despre care vom vorbi și vom detalia pe parcursul interviului pe care dumneavoastră îl faceți. Și este un an unde cred că am fi putut face mai mult totuși, este un lucru pe care mi-l asum, dar ne propunem ca anul 2016 să fie unul care să compenseze aceste lucruri. Este un an, dacă vreți, care a fost și mai bun din punct de vedere financiar, și acest lucru se va vedea în anul 2016 din punct de vedere investițional. Așadar, vorbim despre resurse financiare mai bune anul acesta, care au permis într-o oarecare măsură finalizarea unor proiecte, de ce nu începerea unor alte proiecte noi. Aș vrea să detaliem fiecare domeniu de activitate, pe scurt, pentru a vedea exact ce s-a realizat pe fiecare dintre acestea, iar cel mai important este domeniul infrastructurii rutiere, o prioritate zero pentru Consiliul Județean Ialomița, foarte multe proiecte, foarte multe drumuri modernizate, pentru că, în fond, cetățenii, mai ales în mediul rural, resimt această nevoie a reabilitării rețelei de drumuri. Așa este. De 7-8 ani de zile, într-adevăr, prioritatea zero a Consiliului Județean Ialomița este modernizarea infrastructurii rutiere și anul acesta a fost la fel, unul benefic din această perspectivă. Am reușit să deschidem șantiere pentru aproximativ 40 de kilometri de drumuri județene. Cel mai important dintre ele fiind drumul județean 313, un drum de aproximativ 13 km, care face legătura dintre satul Axintele și satul Horia și limita județului Călăraș, un drum județean de o valoare aproximativă de 19 milioane de lei, pentru care am asigurat finanțare în totalitate anul acesta. El a fost terminat, finalizat în proporție de 90%, deși avea o perioadă de execuție de aproximativ 36 de luni și a început în luna martie sau aprilie acestui an, iar în noiembrie, decembrie, așa cum v-am spus, 90-95% din el era finalizat și achitat de către Consiliul Județean Ialomița. Iată că de la 36 de luni s-a redus termenul la aproximativ 7 luni pentru execuția celei mai mari părți din acest drum. Următorul, ca importanță, în opinia noastră, este cel dintre Ciochina și Crunți, un drum de aproximativ 8 km, care acesta a fost finalizat în totalitate și recepționat, lucru care iarăși ne îmbucură pentru că avea un termen de execuție de aproximativ 2 ani jumate. Iată că acest drum în 6 luni, 7 luni a reușit să fie finalizat și modernizat și, nu în ultimul rând, drumul județean care face legătura dintre Miloșești și Reviga, drumul județean 102H și un drum de aproximativ 12 km, drum care, din perspectiva execuției, a fost deficitar, spre deosebire de celelalte două, și aici, într-adevăr, este
Deficitar din ce punct de vedere? Al constructorului. Al constructorului, pentru că nu a reușit să execute lucrarea în termenul stabilit de către noi, lucru pentru care noi am emis facturi de penalități. Un lucru care nu ne bucură, dar legea este cea pe care am aplicat-o în cazul ăsta și cred că este prima societate pe care am sancționat-o în acest fel, pentru că nu a reușit să ducă la bun sfârșit lucrarea în termenii conveniți între Consiliul Județean și constructor. Dar despre calitatea lucrării din acea zonă, ce lucrarea este executată, are o execuție de o calitate bună, incontestabil acest lucru, doar faptul că nu a reușit să execute în procentul care l-avea prevăzut în contract. Sperăm ca anul viitor să compenseze acest lucru și să reușească să ducă la bun sfârșit această investiție. Ce este foarte important, domnul vicepreședinte, este că în cazul unor drumuri județene, dacă nu mă înșel, Ciochina-Crunții, s-au făcut și oarece economii. Valoarea proiectului inițial a fost mai mare decât lucrările executate, într-adevăr. La finalul și decepția lucrării s-a făcut o economie de câteva sute de mii de lei, un lucru de altfel foarte important, pentru că nu a fost majorată lucrarea, ci din potrivă nu i-a costat mai puțin și asta datorită faptului că nu s-au mai decontat diverse și neprevăzute, pentru că nu a fost cazul. Proiectul a fost făcut bine de la început și nu au apărut alte lucrări suplimentare care ar fi trebuit să ne determine pe noi să accesăm din diverse și neprevăzute care erau prevăzute în valoarea contractului inițial. Mai sunt și alte drumuri pe care ați intervenit? Nu mai sunt alte lucruri pe care am intervenit, dar sunt alte drumuri pentru care am făcut studii de fezabilitate și proiecte, lucrări pe care vrem să le deschidem în anul viitor. Anul viitor, practic, vrem să deschidem șantiere pentru aproximativ 100 de kilometri sau peste 100 de kilometri de drumuri județene. 80-70% din aceste lucrări dorind să fie accesate din fonduri europene. Și aici vorbim de un drum județean care face legătura între județul Călăraș și județul Prahova, drumul județean 302 care intră în oraș, în județ, pe la sud-vestul județului, pe la Drăgoiești, Roșiori, Movilița, ajunge la Dridu, duce mai departe către o arteră, duce prin Fierbinți către județul Ilfov, ducând către autostrada A3, iar o arteră duce mai departe către Jilavele, urcând către Prahova, practic făcând legătura dintre trei județe, fiind un drum de legătură intrajudețean, dar și intraregional, dar și interregional, pentru că face legătura cu alte regiune, cu județul Ilfov. De altfel, din perspectiva faptului că acest proiect a fost promovat pe program operațional regional, el avea și era o condiție de acceptare de către Comisia Europeană ca acest drum să facă legătura dintre mai multe județe în interiorul regiunii sau între regiuni. Criteriul pe care l-am stabilit și regiunea noastră a fost una dintre primele care au depus aceste proiecte spre verificare la Comisia Europeană, primind și avizul pentru ca aceste drumuri să fie executate, urmând ca în perioada imediat următoare, am discutat și cu cei de la conducerea de la Agenția de Dezvoltare Regională Sumuntenia, urmând să depunem acest proiect în perioada următoare pentru a putea să fie finanțat. E un drum de aproximativ 50 de kilometri, care sperăm să aibă un ritm mai bun de punere în funcțiune a sau valorificarea acestor studii de fezabilitate și proiecte și da, să putem să licităm și să intre în execuție de anul viitor. Vorbim despre puncte strategice, iată, unde veți interveni. Ce se întâmplă la acest moment cu podul de la Dridu? Pentru că au fost oarece probleme în acea zonă, acestea au fost remediate? Ele au fost remediate parțial, în sensul că lucrările au fost reluate, lucru care era de așteptat din partea cetățenilor din zonă și nu numai, și de către consilierii județeni. Au fost reluate, s-a turnat radierul și acum se lucrează la primul pilon al podului.
el urmând să fie finalizat până în vara anului 2016. Au întârziat lucrările aici, s-au fost tergiversate din vari motive, lucru care nu ne-a bucurat deloc. Cert este faptul că noi am făcut demersuri săptămânale alături de constructor, de proiectant, să ducem lucrarea mai departe, iar acest constructor este cel de-al doilea care a fost sancționat de către Consiliul Județean Ialomița, facturând penalități pentru modul defectuos în care au înțeles să-și desfășoare activitatea pentru ducerea la bun sfârșit acestui obiectiv. Aș mai vrea să insist pe un alt drum județean pe care vrem să-l modernizăm. Este prioritatea 1 pe Suerd, strategia Uniunii Europene de dezvoltare pe regiunea Dunării. Deși noi nu avem un port autorizat în județul Ialomița, am reușit să facem o minută și un acord de asociere cu Consiliul Județean Călăraș pentru a putea moderniza calea de acces care duce către un port, pentru că din perspectiva aceasta se pot finanța investiții pe acest program și este vorba de drumul județean 302, drumul județean 306, care face legătura dintre dintre Albești, Andrășești, Gheorghe Doja, Crunți, Rebiga, Cocora, limita județ Buzău, bineînțeles ducând către un port din Călăraș. Este un drum tot de aproximativ 45 de kilometri, care sperăm și acesta să fie accesat pe fonduri europene și să putem să avem în execuție pentru anul viitor. De asemenea, mai avem alte drumuri pentru care am întocmit studii de fezabilitate și pe care vrem să le modernizăm din fonduri locale și guvernamentale. Și aici avem drumul județean 203E, care face legătura dintre Căzănești și Cocora. Este un drum de aproximativ 12 km, un drum pentru care am făcut studii de fezabilitate și, deși pe el s-a intervenit conform contractului de întreținere prin plombări, acest drum are nevoie de o modernizare, de o reabilitare și atunci am considerat că el trebuie modernizat începând de anul viitor. La fel, drumul județean 213, care face legătura între Mărculești-Bucu. Este un drum pentru care am întocmit studiul de fezabilitate și intră și el în execuție anul viitor. Și drumul județean 306B, pentru care deja am aprobat indicatorii tehnico-economici în ședința de Consiliul Județean de ieri. Un drum care, la fel, practic, se va scoate pe SEAP anul acesta, va intra în faza de licitație acest drum, în perioada imediat următoare, urmând să intre în execuție. Deci, toate aceste proiecte însumate depășesc 100 de kilometri și îmi scap acum, imediat în primul trimestru, o să se aloce bani pentru un studiu de fezabilitate și proiect tehnic, inclusiv pentru porțiunea de drum din DG201, care face legătura drumul județean 201, care face legătura între Buiești și Ivănești, porțiunea care a rămas nemodernizată, nereabilitată. Așadar, putem spune că cele mai multe proiecte la acest moment, iată, sunt pe infrastructura rutieră și este foarte bine că încercați să valorificați și fondurile europene, pentru că acestea sunt într-adevăr o oportunitate. Completează și resursele de la bugetul local. La fel de importantă este și infrastructura medicală, pentru că, în fond, accesul cetățenilor la servicii de sănătate de cea mai bună calitate reprezintă totodată o prioritate și o doleanță acestora și încercați să identificați și aici nevoile și să interveniți în măsura posibilităților. În această perspectivă pot să spun că investiția în infrastructura medicală anul acesta a fost, cred că, la cel mai ridicat nivel, pentru că am reușit să achiziționăm din fonduri 100% ale Consiliului Județean Ialomița, practic fonduri locale, am reușit să achiziționăm un aparat cu rezonanță electromagnetică nucleară, acest RMN pe care toți locuitorii județului îl așteptau sau cei care doreau să beneficieze de astfel de servicii. Se știe foarte bine că pentru astfel de radiografie de multe ori se duceau la București sau la Constanța, lucru care nu o să se mai întâmple începând cu anul viitor, pentru că acest aparat a fost achiziționat, deși el a fost inițial
a avut o valoare estimată de 4,2 milioane de lei. Iată că a fost adjudecat la o valoare cu aproximativ 500.000 de lei mai puțin, la 3,7 milioane lei. Un lucru care a presupus o economie la bugetul Spitalului Județului Ialomița, care permite să ne permite să dotăm spitalul cu și cu alte aparate de care are nevoie. Deci 4,2 milioane au fost alocați plus alte 7-8 milioane, deci aproximativ 5 milioane sau chiar mai mult pentru Spitalul Județean din Slobozia. Iar anul viitor sperăm să accesăm două proiecte pe fonduri europene pentru care deja am întocmit studii de fezabilitate. Este vorba de modernizarea și extinderea secției de urgențe, pentru că la acest moment nu deservește necesarul de servicii care... Adresabilitatea este foarte mare și e nevoie de o recompartimentare, de servicii medicale de care au nevoie toți pacienții, și considerăm că este nevoie de o extindere, o modernizare și o dotare suplimentară acestei secții de urgență, și secția de ambulatoriu, care la fel la acest moment este una deficitară, pentru care am întocmit un studiu de fezabilitate pentru extinderea, pentru modernizarea acestuia și pentru dotarea lui cu aparatură medicală. Sunt două proiecte care însumate dau o valoare de 2-3 milioane de euro, bani pe care o să-i accesăm de la Uniunea Europeană. Acestea sunt câteva dintre proiectele majore de investiții ale Consiliului Județean Ialomița în infrastructura medicală, pe lângă acestea mai fiind și altele de o valoare mai mică. De altfel, săptămâna trecută am făcut o vizită în Spitalul Județean Ialomița, am discutat cu o parte dintre șefii de secții pentru a identifica împreună cu ei problemele, nevoile și soluțiile de care are nevoie acest spital județean pentru ca serviciile medicale să fie de o calitate superioară celor de până acum, să reușim și în același timp să atragem medici care să vină în zonă, pentru că acest lucru suntem încă deficitari, pentru că știți foarte bine, e o problemă națională, nu doar a județului Ialomița. Medicii pleacă în continuare în Occident pentru a-și găsi un loc de muncă mai bine plătit, dar încercăm să le oferim și noi anumite facilități aici, împreună cu Primăria Slobozia, să identificăm spații de cazare pentru ei, care să le oferim la o valoare mai mică, să încercăm să dotăm spitalul și fiecare secție cu aparatură care să le permită să-și desfășoare activitatea în condiții normale și pacienții să beneficieze de servicii mai bune, și să fie o comunicare mai bună atât între instituția Consiliului Județean Ialomița și medici, și la fel între medici și pacienți, pentru ca lucrurile să aibă o evoluție pozitivă în acest sens. Acolo unde au fost și alte nevoi, mă refer la celelalte unități medicale de pe raza județului, deși acestea se află sub subordonarea autorităților locale, ați încercat să interveniți dacă a fost nevoie atunci, sau dacă vi s-au solicitat acest lucru? Atunci când a fost imperios necesar, am acționat, am cofinanțat anumite nevoi ale spitalelor din Urziceni și Țăndărei și Fetești, doar că în ultimul timp n-am mai putut face acest lucru, și legea este puțin restrictivă în zona aceasta, și atunci a fost o reticență în zona asta pentru a mai cofinanța spitalele din aceste orașe, pentru că și ele sunt sub tutela municipiilor sau orașelor care le pot aloca fonduri de la bugetul local. Un alt obiectiv la fel de important pentru Consiliul Județean Ialomița este și cel care privește îmbunătățirea asistenței sociale, și aici au fost foarte multe proiecte care au fost și realizate, și în continuare bănuiesc că va reprezenta o prioritate destul de importantă. Da, am sprijinit astfel de proiecte pentru Direcția de Asistență Socială, care de fapt le-a și coordonat. Sunt proiecte anul acesta care s-au derulat pe o valoare de aproximativ 3 milioane de lei însumate. Primul proiect a fost Solidar, recunoaștere și demnitate pe piața muncii din regiunea Sud-Muntenia, unde Direcția de Asistență Socială, prin program operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, a identificat mai multe persoane din familii defavorizate, atât din județul Ialomița, cât și din regiune. Persoane care
aveau, eu știu, nu reușeau să-și găsească un loc de muncă pe această piață a muncii. Au intervenit, au reușit să-i ajute, să-i stimuleze, să-i formeze și să, eu știu, în cele din urmă, un anumit procent din numărul de persoane selectate să își găsească un loc pe piața muncii. Lucrul ăsta a fost realizabil, am și participat la câteva întâlniri și oamenii aceia aveau nevoie, într-adevăr, de un sprijin din partea autorităților pentru că se simțeau abandonați, practic, neglijați și, dacă vreți, fără speranță. Lucrul acesta, proiectul acesta pe care l-a coordonat această direcție împreună cu domnul Marcu, a reușit, în opinia mea, să-și atingă obiectivul pentru că, discutând cu acele persoane, am simțit efectiv că au o satisfacție extraordinară în urma acelor cursuri care s-au făcut, în urma acestui program care s-a implementat. La fel, al doilea proiect a fost calificarea meseriașilor tradiționali romi, unde, la fel, s-a acordat o atenție deosebită romilor din județul Ialomița pentru calificarea lor, pentru a reuși și ei să-și găsească un loc pe această piață a muncii, pentru a se simți util și pentru a putea fi mai ușor integrați. Pentru că la capitolul acesta trebuie să recunoaștem, suntem deficitari, avem nevoie de mai multă implicare a autorităților județene, dar și la nivel național, pentru ca acești romi să fie integrați și să fie și ei la un nivel de civilizație pe care ne-l dorim cu toții. Și mai ales vorbeam despre lipsa meseriașilor, știm că la acest moment piața muncii se confruntă cu această problemă. Este foarte bine că există aceste proiecte care vin în sprijinul acestor oameni, pentru că întotdeauna crearea locurilor de muncă și învățarea acestor meserii de multe ori se impută și autorităților locale și județene, deși spuneam că este o problemă națională. Dumneavoastră încerca să atrage investitori pe plan local, județean, însă nu întotdeauna totul depinde numai de dumneavoastră. Nu depinde numai de noi. Așa cum am spus, aceste probleme trebuie identificate la nivel național și create facilități fiscale pentru ei. Pentru că dacă există facilități fiscale în zona agriculturii și se vede, pentru că în ultimii 10 ani această zonă s-a dezvoltat foarte mult, ar trebui facilități fiscale și în alte domenii. Și în alte, pentru că sunt deficitari la acest moment anumite capitole ale investițiilor sau ale investitorilor din zona privată și trebuie, dacă vreți, o corelare între cerere și ofertă, între nevoile celor care au, un deficit în dezvoltarea pe domeniilor pe care s-au axat. Vorbim și despre mediul de afaceri care, din păcate, este și acesta într-o cădere liberă pentru că știm că și aici sunt foarte multe probleme. E foarte greu să-și mai susțină activitatea acești oameni și iarăși chipurile toate sunt orientate tot către autorități. Da, ați observat că, de exemplu, Primăria Slobozia s-a implicat într-un proiect destul de costisitor și de anvergură prin crearea acelui parc industrial și uitați că încă nu a reușit să fie ocupat, deși facilități fiscale sunt foarte multe pentru cei care ar putea să vină în zonă. Au la dispoziție terenul, au utilitățile, nu trebuie decât să vină să-și construiască acel spațiu de producție sau de prestări servicii și să poată să-și desfășoare activitatea la un preț foarte rezonabil. Și cu toate acestea, nu avem încă suficienți investitori, agenți economici care să vină să dezvolte o afacere în zonă. E o problemă în ceea ce privește platforma IMM-urilor, pentru că în proiect este prevăzut și un aspect foarte important, și anume crearea a sute de locuri de muncă. Și știm că dacă nu ne încadrăm din acest punct de vedere, este adevărat. Cred că trebuie o promovare mai bună la nivel, eu știu, de fiecare ambasadă din țară, pentru că ar trebui adus la cunoștința fiecărui ambasador, pentru ca ele să poată fi mediatizate și popularizate în mediul economic privat al țărilor pe care le reprezintă și în felul acesta să poată veni din alte zone ca să poată desfășura aici o activitate. Eu sunt convins că în cele din urmă obiectivul va fi atins și vom reuși să creăm și acele
să creeze, de fapt, o teslobozia, acele locuri de muncă care sunt obiectiv și de obiective de atins în cadrul acestui proiect. Am lăsat către final un domeniu la fel de esențial cum este cel cultural, pentru că aveți în vedere și punerea în valoare a obiectivelor turistice, culturale de la nivelul județului și foarte multe, multe proiecte investiționale din acest punct de vedere. Da, sunt două proiecte pe care vrem să le facem. Este vorba de Conacul Bolomei din Cosâmbești, care vrem să-l reabilităm, să-l restaurăm. E un proiect pentru care facem studiu de fezabilitate și pe care vrem să-l depunem anul viitor, când se va deschide sesiunea de depunere pe aceste proiecte. Și, de asemenea, restaurarea și, dacă ne permite, reconstituirea orașului dispărut din zona localității Giurgeni. Spun reconstituire pentru că acolo a fost cândva un oraș foarte bine dezvoltat în Evul Mediu și dacă am reușit să facem acest lucru, să accesăm bani pentru reconstituirea acestuia, cred că ar fi un obiectiv important pentru județul Ialomița din perspectiva promovării monumentelor culturale și din perspectiva atragerii turiștilor în județul nostru. Alte proiecte în zona aceasta nu avem, pentru că astea sunt monumentele de categoria A pe care Consiliul Județean Ialomița le are și doar cele de categoria A pot fi finanțate pe următorul exercițiu financiar 2014-2020. În finalul acestei discuții, domnul vicepreședinte, ce așteptări aveți de la anul 2016? Îmi doresc pe latura investițională să fie mai multă coerență, să putem să gestionăm toate proiectele pe care ni le-am propus, să le ducem la bun sfârșit, dar îmi doresc și mai multă participare din rândul cetățenilor, a mass mediei, a oamenilor care se pot implica în promovarea unor proiecte de interes local și județean, proiecte care pot aduce plus valoare județului nostru. Dincolo de gestionarea și modul în care și proiectele pe care vrem noi să le promovăm, ne-am dori mai multă implicare și din rândul cetățenilor, pentru că este ușor să vii să arăți cu degetul dacă s-a făcut sau nu s-a făcut bine, dar este mai greu să vii să construiești. Și eu asta îmi doresc mai mult de la oamenii de care ne înconjurăm, din orice zonă, publică sau privată. Dorim mai multă participare din această zonă, mai multe idei pentru promovarea de proiecte care să fie de interes comun, pentru binele fiecăruia din orașul Slobozia și din județul Ialomița. Cu siguranță, pentru că exact așa cum spuneați, printr-o discuție permanentă cu cetățenii, așa se pot identifica nevoile, se pot găsi soluții. Nu-mi rămâne decât să vă urez mult succes în implementarea tuturor proiectelor de interes edilitar la nivelul județului Ialomița, iar dumneavoastră celor care ne urmăriți pe antena ialomițeană, vă doresc toate cele bune.